Bucureștiul se apropie de aceeași incidență a județului Ilfov, care astăzi anunța 11,32 de îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Și în jurul capitalei, cifrele pandemiei sunt tot mai rele de la o zi la alta. În județul Ilfov, încă 3 localități au intrat sub măsura carantinei de noapte pentru cei nevaccinați din cauza numărului imens de infectări cu COVID-19. Rata de infectare a trecut cu mult de 7,5 și în Balotești, Cernica și Grădiște. Astăzi am primit incidența la nivelul județului și este de 11,32 la 1000 de locuitori. Bucureștiul are aproape 11. Este apropiată ca și incidența cu cea de la București. Marți, rata de infectare în Ilfov era de 10,68 la 1000. Acest indice a trecut de 11 la 1000 numai 24 de ore. În tot județul, peste 30 de localități se află deja sub restricții. Pe lista locurilor în care se va aplica măsura carantinei de noapte au intrat și Balotești, Cernica și Grădiștea. Deși mii de oameni fac zilnic naveta între capitală și Ilfov, măsurile antipandemie se aplică diferit deoarece acestea vizează unitățile administrative, adică orașele, județele sau comunele. Prefectul județului Ilfov a discutat însă cu autoritățile prefecturii București pentru o abordare comună a zonei metropolitane în viitorul apropiat în ceea ce privește restricțiile menite să țină pandemia în frâu. Am discutat cu cei de la DSP Ilfov care s-au adresat INSP-ului, urmând să ia legătura și cu cei de la DSP București și împreună să abordăm aceleași, să aplicăm aceleași măsuri unitare. În acest moment se aplică, măsurile sunt unitare atât în București cât și în Ilfov, pentru că s-a depășit 7,5 la 1000 de locuitori.